dragilor, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Sau bine ați venit dacă este prima dată când mă vedeți. Eu sunt Mara. Și astăzi o să continuăm seria în care testăm machiaje de la diferite branduri. Astăzi a venit timpul să testăm Catrice și nu vă pot explica cât de excited sunt, pentru că produsele arată, mamă, incredibil. Nu au fost scumpe, după cum știți, pentru că Catrice nu este un brand foarte scump și abia aștept să le încerc. Câteva le-am încercat înainte, desigur, și știu cum sunt, dar am o grămadă noi pe care le încerc astăzi cu voi, așa că hai să nu mai tragem de timp și să începem videoul. Cam toată punguța asta este plină de produse de la Catrice. Am luat acest primer care se numește The Hydrator Plump and Fresh și ăsta o să fie baza noastră, nu aveau altfel de baze, dar eu am încredere. E sigilat, că eu nu fac risipă. Este interesant. Zic de ce îmi place primerul ăsta, pentru că după cum a zis Our Lord and Savior Michaela, un primer bun trebuie să fie sticky și uitați-vă. Vedeți? Este sticky. Astăzi vom folosi unul dintre fondurile mele de ten preferate de când am început să fac TikTok. De atunci îl știu, îl ador. Și este un High Coverage Foundation. Se numește HD Liquid Coverage de la Catrice. Acum, color match-ul, nu știu dacă mai este bun, pentru că încă sunt un pic bronzată, ceea ce este foarte dubios. Nu înțeleg cât mai ține bronzul ăsta. Dar nu mă plâng. Hai să vedem. N-o să folosesc mult. Așa, cam atât ajunge. Sper doar să nu picure pe mine. Și ia uitați cam cum arată. E un pic deschis, dar... pic mai mult. Știți care e singura chestie care pot să zic că nu îmi place atât de tare la fondul ăsta de ten? Faptul că nu prea au varietate în nuanțe. Fața mea este absolut mătuită, dar pentru cele cărora vă place fondul de ten cu acoperire mare care îți lasă fața perfect mată, ăsta este răspunsul de la Dumnezeu pentru voi. Este 30 și ceva de lei, o să las oricum toate prețurile pe ecran. Foarte mișto, a început să se mai transforme un pic culoarea pentru că se adaptează cu pH-ul și cu fața și cu etc. Concealer, o să folosim acest domnișor de aici, se numește Coverage... Nu, Camouflage, Liquid Camouflage, High Coverage. Așa că astăzi suntem pe High Coverage, o să fiu ca un fel de măscuță, dar nu mă deranjează, că toată îmi place să-mi fac un full face. Nu cred că e în rea nuanța, poate e un pic cam închisă. Și... dar... miroase frumos, miroase a flori. Și o să îl blenduim cu un burețel. Da. Ăsta nu e rău deloc. Ca și pudră o voi folosi pe cea de la True Skin. Den o folosesc de ceva timp, așa că nu am ce să spun despre ea, îmi place foarte mult. Am luat-o atunci când era trendul cu pudra să fie mai rozalie, după cum vedeți, nu știu dacă se vede. Dar o să folosesc un powder puff așa. Este foarte jucat, știu. Așa, o bag aici un pic, o pun pe mână. Și-mi setez sub ochi, pentru că oricât de bun ar fi adicear, că nu ascultați-mă pe mine, e o vorbă din bătrâni, nu o să țină pe timpul zilei, pentru că n-are puteri supraomenești. Deci îi trebuie un pic de pudră. Merg împreună, ei trebuie să fie tot timpul împreună, pudra și anticearcănul. Best couple ever. Așa, ok. Și știți că eu nu sunt adepta pudrei. Pentru contur am găsit doar chestia asta, tot așa, Sun Glow. Mi s-a părut o nuanță foarte frumoasă și caldă de maro.
Cam așa arată, sper că nu este extrem de cremoasă, by the way, ați văzut ce unghii am, sunt cu picături de sânge. Îmi pare super rău că nu au nimic de contur cremos, pentru că sigur ar fi dat lovitura cu ele. Hai să. Da, ok. Este pigmentat. Îmi dă un snatch așa mic de tot. Dar eu continui să prefer produsele lichide pentru că sunt mult mai in your face. Nu pot să zic că sunt dezamăgită, dar aveam alte așteptări de la acest bronzer pentru că mai ales că nu au produse cremoase de contur. Asta este, trecem la următorul produs. Urmează un lucru pe care abia aștept să îl încerc, m-am îndrăgostit de el când l-am văzut, este o nuanță superbă. Este acest blush, se numește Cheek Lover, este foarte frumos, știți că eu m-am îndrăgostit vara asta de blush-ul roz și sunt foarte curioasă să văd cum e. O pensetă la timpul ei face cât 10 mâini care încearcă să deschidă. No! Arată, nu miroase a nimic. O să folosesc aceeași pensulă cu care mi-am pus și bronzerul pentru că este aproape curată. Ce pigmentare! Hai să. Abia aștept, abia aștept, abia aștept. Nu mă dezamăgi. Nu, e foarte drăguț. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, ce pigment, oh wow. Îl vedeți? Și se poate și blendui foarte frumos. Wow, wow, wow. Ăla a fost telefonul meu. A căzut ca o cărămidă. Întrerupem acest program pentru că de fiecare dată uit. O să-mi fac sprâncenele acum. Mi-am luat acest... Dar e ca un gel clear. Sper din suflet să fie ok. A, poate e bun. Voi știți că eu am sprâncene de bărbat. Acum... Nu mi-am luat nimic de conturat. Am uitat. Da, ok. Le faci ok, adică I'm not mad about them. Sunt ok. Recomand. Eu nu am văzut un highlighter care să fie mai puternic și mai bun decât ăsta de la Catrice, dar exact ăsta, exact nuanța asta, v-am zis, am început cu el, am început TikTok-ul. Ăsta este primul blush pe care, ăsta este primul highlighter de la Catrice pe care mi l-am cumpărat. Îl ador și acum. Din păcate nu l-am mai folosit pentru că l-am scăpat și l-am spart ca o proastă. Și am zis că este timpul să-mi iau unul nou. Așa arată, o să vă arăt un incredibil swatch. Uitați-vă puțin cât de frumos e, este absolut minunat. Îl recomand din tot sufletul, din toată inima mea. Haideți să-l și punem pe față, să vă arăt cam cum se prezintă domnișorul. N-am mai folosit... perie de genul, pensulă, mă rog, de genul de foarte mult timp. Dar mă rog, asta era la îndemână. Uitați-vă ce glow! Mina! Îmi place la nebunie acest highlighter. Ok. 10 din 10 recomand oricui acest highlighter. Și acum trecem la partea mea favorită, adică ochii, și am găsit o paletă atât de frumoasă și dacă nu e bună, chiar mă supăr, pentru că nu neapărat că am dat banii pe ea, dar este atât de frumoasă că ar fi o risipă să fie proastă. Așa arată pe exterior, se numește Hint of Mint, adică... Da, adică Hint of Mint, hai să vedem cum e... Așa arată. Uitați-vă cât de frumoasă e. Deci este superbă. Așa că haideți să începem. Am speranțe de la tine. Și încep și îl așez aici. Ok. Este un start bun pentru că îmi dă pigment. Puțin, dar îmi dă. Ok. Deci să știți că nu este rău până acum. Chiar sunt mulțumită. O să iau un maro un pic mai deschis. Momentan mă declar extrem de mulțumită. Acum o să testăm nuanța mea preferată de departe. Cred că poate oricine să ghicească. O să o testăm pe asta de aici. Pun pe jumătate din ce mi-a mai rămas din ploapă. Nu era deloc. Cam asta este ce am putut să scot din ea.
Și acum e o nuanță care mă strigă de când am deschis paleta, pentru că e așa și îmi zice: mamă, te rog, folosește-mă și pe mine. What the fuck? Așa că o să folosim și pe ea, așa ca un turcoaz. O să punem fix aici în față, de-aia am pus doar pe jumătate din ce mai rămăsese nuanța aceea de turcoaz. Dar se ridică așteptărilor. Și paleta chiar nu mă dezamăgește, îmi place foarte mult. Urmează un produs de care am auzit extrem de multe lucruri bune în online. Este acest eyeliner. Este acest eyeliner Calligraph Pro. Ăsta este waterproof. Mie nu prea îmi plac lucrurile waterproof pentru că vreau să reușesc să le șterg cu apă micelară, dar doar pe ăsta l-aveau. Și oricum sunt foarte curioasă să-l încerc. Am auzit pe toată lumea că îl folosește. Bravo, Mara! Bravo, Mara! Bravo! Singurul lucru care nu-mi place momentan la acest eyeliner este că vârful arată așa. Și dacă mă cunoașteți un pic, voi știți că eu prefer pensulica cu păr. Dar acum o vedea. O trăi și o vedea să vedem cum este acest eyeliner. Nu o să spun nu înainte să-l încerc, pentru că poate să fie bun și poate este altceva decât sunt eu obișnuită. Da, e foarte închis la culoare și îmi place chestia asta. Nu e rău, îmi place, v-am zis, nu sunt eu obișnuită cu vârful ăsta ca de carioca, dar aș putea să mă obișnuiesc cu el, deci approved. Pentru gene voi folosi acest rimel, se numește Boost Up. Aveau mai multe variante pentru rimelul ăsta. Nu știu, eu l-am luat pe ăla care am crezut că o să-mi dregi și mie un pic genele, că știți că veșnic am avut problemă cu genele, este veșnică. Are perișorii cam mici pe ea. Nu știu, vedem acum. Da, nu-i rău, nu-i rău, nu-i rău. Mă declar mulțumită de rimel. Chiar îmi place. Ca și rujuri, am două variante. Le voi folosi, cred că, împreună. Avem prima dată produsul acesta, care este un simplu ruj pe care scrie Catrice. Este nuanța Vegan Collagen Matte 020. Hai să vedem cum arată. Nici la astea nu cred că aveau testere. Le-am luat așa blind buy. E frumoasă nuanța. Ia uitați ce textură interesantă are. Nu știu dacă se citește pe cameră ca lumea, dar e așa ca un velvet cumva. E foarte interesant. A, e drăguță nuanța, îmi place. Nuanța este chiar drăguță, este rozalie, este jucăușă, este cute. Uitați-vă puțin cât de drăguț este. Se numește Drunken Diamonds. E sclipicios. Sclipicios, e sclipicios, e minunat. Miroase a pepene. Mie nu-mi place atât de mult pepenele, dar mă rog. Vai cât de drăguț este. Ok. E drăguț, îmi place, miroase a pepene. Are gust de pepene. Zice că e lip plumping, dar este foarte drăguță nuanța, îmi place, dar l-am stricat deja, adică... Uitați-vă, este foarte moale, nu știu, asta la căldură, habar n-am. Dar... Și ăsta este look-ul meu terminat cu produse doar de la Catrice. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Nu uitați să mă urmăriți și pe celelalte canale de social media, TikTok, Instagram, vi le las în video. Și de asemenea, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cu ce alte branduri vreți să mai vedeți machiaje. Full face, desigur. Ar mai fi fost jumbo și pot să vă spun doar secret discret că peste vreo 3 săptămâni veți avea un make-up tutorial doar cu produse de pe Shein și Glam. Așa că ne vedem în următorul video, vă pup și vă iubesc, aveți o săptămână extraordinară!